Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi filmăm un empties de produse casnice. Am alături o sacoșă în care sunt toate produsele diverse pe care le-am strâns, iar alături am toate sticlele de detergent pe care le-am terminat, o să le vedeți imediat. Și o să încep și cu cele mai mari. Am o sticlă de Ariel, o să le arăt pe rând, care are 4 litri 400 pentru 80 de spălări. Sticlele de Ariel sau detergentul de la Ariel și de la Persil, nu mai am ce să mai comentez de ele, sunt clar niște detergenți foarte buni. Sunt niște detergenți pe care o să-i vedeți în absolut toate empties-urile noastre. La fel și ăsta de la Dero, formilul pe care îl luăm de la Lidl și este mult mai ieftin decât alți detergenți. Poate chiar este la fel de bun sau aproape la fel de bun ca celelalte, de exemplu ca și Dero sau alte lucruri, dar le folosim în principal pentru, știu eu, cârpe, blugi și alte produse care, alte haine care nu necesită atât de multă îngrijire. Și ziceam formil tropical pentru 100 de spălări. Sticla asta a avut 5 litri și este uriașă, după cum vedeți, nu mai văd după ea. Mai departe, spuneam Dero, am pentru 80 de spălări o sticlă de 4 litri cu lavandă, a arătat așa și miroase foarte, foarte bine. Mie asta cu levănțică îmi place extrem de mult. Mai am un Dero, dar mai mic. Ăsta a avut la 2 litri și a fost la 2 litri și a fost potrivit pentru 40 de spălări. Ăsta este cu frezie și flori de tei. Ăsta este preferatul mamei. Mie să nu prea îmi place, sincer. Spuneam de Persil. Am avut așa o sticlă de Persil la 1 litru. Este sticla de Persil pe care ați văzut-o în campania de testare pe care am avut-o de la Bastor și a fost un detergent foarte bun. Știam deja că este extrem, extrem de bun. Pe lângă faptul că este foarte viscos, la fel cum este și Arielul și mai este Omo, așa, este și foarte, adică din textură pare foarte concentrat. Mai departe, tot formil, la 40 de spălări, tot pentru haine de genul, a avut 2,2 litri. Tot pentru haine de genul ăsta de casă, știu eu, de exemplu, cearșaful pe care îl are Gina pe canapeaua pe care doarme în hol când îl spălăm, pentru că îl spălăm mereu singur și de foarte multe ori este schimbat, aproape zilnic, îl spălăm cu detergent de genul ăsta, cu formil. Tot detergent, dar capsule de data aceasta, o cutie de capsule de la Ariel, a avut 13 capsule. Și mai erau câteva, doar că le-am mutat într-o altă cutie. Capsulele, chiar dacă ele sunt potrivite și pentru programe de spălare cu apă mai rece, de exemplu, nu neapărat la 90 de grade, pentru că noi folosim un timp de spălare mai scurt, de cele mai multe ori ele nu se dizolvă. Eu tind să cred că asta este principalul motiv, nu pentru că ele nu ar fi bune, pentru că am văzut că ele curăță foarte bine și, în general, ele se dizolvă. Dacă aleg un program, de exemplu, de spălare de 40 de grade, dar cu un timp mai îndelungat, ele se dizolvă. Deci, nu este problema de la capsule. Am mai avut și o mostră de Persil și a arătat așa. Mai departe, un as la 2 litri. Asta cred că o să-l vedeți mereu. Și îl vedeți mereu în... Mă uitam după un șervețel, parcă aveam pe aici. Că mai sunt unele din care mai curge, de asta le ținem în sacoșe. Lenorul, clasicul Lenorul de 63 de spălări la 1,9 litri. Asta este cel mai bun balsam ever, sau cel puțin din punctul meu de vedere. Este clar un balsam super, miros lucrurile și după mult timp după ce le-ai spălat. Mai am aici un formil, mi se pare că mai are în el, la 1,5 litri pentru rufe colorate, așa arată. Bun, și acum să trec și la lucrurile de pe care le-am aici în sacoșă.
Și am așa, produse pentru curățarea pardoselilor de la W5 la 1,25 litri. Așa arată. Astea sunt, deci se termină pe bandă rulantă. Mai ales că acum avem, o avem pe Dolly în casă, care are puiuți și o ținem la baia de jos. Și vreau să vă spun că trebuie să spălăm în fiecare zi pe jos, pentru că nu știu de unde, pentru că cei mici chiar nu, adică nu ies afară, nu au de unde să se murdărească, dar fac în așa fel încât mânuțele lor mereu sunt murdare și mereu fac urme peste tot. Așa că o să vedeți foarte multe produse de astea de îngrijirea pardoselilor. Ăsta are și dezinfectant, Flor, de fapt, Ascara rămânea să zic. Da, e pur și simplu un produs pentru curățarea pardoselilor, a avut 1 litru. Mama, vedeți că le cumpără și le testează pe toate, din toate categoriile, le testează pe toate, de la toate firmele, ca să zic așa. Aici am 2 cutii de șervețele, vedeți că vă arăt șervețele și săpunuri de mâini, atât la MTZ-ul de produse casnice, cât și la ăla de cosmetice, pentru că pun atât în sacoșa de jos cât și sus, depinzând de unde le-am terminat. Am avut una de la Penny cu 100 de bucăți în... Câte straturi a avut asta? Nu se cunoaște. Mai auziți din când în când pe Gina, pe fundal, a avut 3 straturi. Pe care am închis-o la baie ca să nu se mai audă, dar tot cred că se aude pe filmare, așa că este inutil. Și mai am una de la Sien, de la Lidl, tot în 3 straturi, tot 100 de bucăți. O să încerc să termin mai repede ca să nu mai... adică n-are sens mai... nu știu. Dacă ia țip în halul ăsta, nu am ce să mai comentez. Nu are sens să mai discut. Tot de la W5, tot pentru îngrijirea lucrurilor din casă, practic, este fără clor, dar este un dezinfectant de la Lidl, un detergent universal. Este pentru toate suprafețele și a fost, după cum vă spuneam, de la Lidl. Tot de la W5, tot de la Lidl, un cream cleaner, tot așa pentru în baie l-a folosit mama, pentru... vasul de WC, cabina de duș. În cabina de duș se urcă și aia mici. Și aparent acolo au ales să-și facă nevoile, așa că trebuie spălat mereu acolo. Așa, și mai am câteva produse. Am un balsam pe care nu vi l-am arătat, de la Tezorii de Oriente, care am mirosit genial. Dar mie mi se pare că este un preț destul de mare pentru un balsam de rufe. A avut 750 de ml. Și a arătat așa, dar miroase genial. Și mai am un produs pentru vasul de WC de la DM, Dent Meat se numește el, așa arată. Oricum, v-am spus, le folosește, adică încearcă să le folosească din toate, să vadă care sunt cele mai bune. Probabil la un moment dat o să ne oprim la unele dintre ele. Mai am 2 săpunuri de mâini de la Coral. Râd pentru că mai înainte am zis că o să tai bucata asta, am zis colar, dar cred, nu știu, cred că o să o las, nu mai contează. Ulei de ilang ilang și ulei de lavandă, așa au arătat, 900 de ml fiecare. Ăstea s-au terminat în baia de jos. Așa, și mai am un produs, un spirit, un alcool sanitar la 500 de ml, are arătat așa. Și acum închei cu clasicul, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să lăsați un like, comentarii și subscribe dacă sunteți pentru prima dată aici. Dacă ați folosit produse din cele pe care le-ați văzut, puteți să-mi lăsați în comentarii. Dacă aveți alternative la produsele pe care le-ați văzut, care credeți că sunt mai bune sau își fac mai bine treaba decât cele pe care le-ați văzut, puteți tot așa să-mi lăsați în comentarii. Idei, sugestii, tot acolo le puteți lăsa. Eu am fost Andreea și până data viitoare, v-am pupat!